sigur. Țărânimea a fost o clasă, țărânimea pentru că numai e astăzi, astăzi e altceva. Plec de la premiza că țărânimea a dispărut. După opinia mea, țărânimea tradițională. Țărânimea era o clasă reacționară, conservatoare, mefientă față de progres, mefientă față de modernitate, foarte reticentă la nou, la tot ceea ce se petrecea. România din acea vreme, România de pildă deceniul al treilea, când am copilărit eu în secolul 20, era alta decât România din, de la București. Mie îmi place să spun că eu am copilărit în secolul al XVII-lea și că am venit într-o zi în București parcurgând trei secole. Da, e foarte sugestiv. Așa, pentru că satul meu trăia în deceniul al treilea, al secolului al XX-lea, după normele secolului al XVII-lea. Mici, să zicem, detalii care erau moderne, nu, motoare de lemne, batoza unde se trăiera, rezistă, se trăia după regulile tradiții din secolele anterioare. Ce vreau să spun? Vreau să spun că ideea aceea lui Blaga cu sabotarea istoriei e numai pe jumătate înțeleasă. Înțeleasă, mă rog, bine, ca un fel de distanță luată de țărălime față de istorie și așa este. Așa este. Mi-aduc aminte foarte bine, de pildă, în satul copilării mele nu existau ziare, nu veneau acolo, nu exista radio, nu exista televiziune, bineînțeles, iar contactul cu istoria se făcea prin intermediul unui țăran handicapat, șchiop, angajat de primărie, care l-a trimis pe ulițe cu o goarnă, era metalică așa, și se oprea la fiecare răspântie și striga oameni buni, se aduce la cunoștință că aici de la aici era. Știrile. Ele erau știrile. Așa s-a anunțat că a găsit guvernul, că e un guvern nou, dar oamenii nu erau foarte interesați de amănântele astea. Nu o să știți că eu, când am venit în București, de pildă, la 11 ani, cred că nu știam cam jumătate din cuvintele limbii române. Habar n-aveam ce înseamnă cuvântul șosetă, ce înseamnă cuvântul, să zicem, termometru, ce înseamnă cuvântul lumina electrică, ce înseamnă gardian sau ascensor. Eu cred că pot să citez jumătate din dicționar. Trăiam într-o altă lume. Ori lumea aceea era mult mai aproape de mit, de mituri în forme rudimentare, mai aproape de mit decât de istorie. Satul trăia mai aproape de Dumnezeu decât de istorie. Și ce țărim prin asta? Istoria era un fundal foarte îndepărtat, în sensul că țăranii participau la istorie doar când erau chemați la război. Când erau chemați la război, răspundeau imediat și plecau pe front să fie, mă rog, carne de tun, dacă e. Sau când venea impozitul? Nu, că era perceput nu chiar ca o formă a istoriei. În schimb, relația cu, hai să zicem un cuvânt mare, cu metafizica, relația cu Dumnezeu în formele ei elementare era foarte adevărată. Vă pot spune doar următorul lucru. În lista satului meu,
Nu cred că se știe de Constituție. În afară de legile care operau propriu zis prin notar, prin primar, prin jandarm și prin preceptor, restul nu contau. În schimb, erau niște norme moștenite din bătrâni, care erau respectate cu sfințenie. Nu puteai să găsești în satul la acelor vremuri un om ieșind din curte duminica altfel decât îmbrăcat în haine noi, curate. Până și bătrâni, care ieșeau doar să se așeze pe labița din fața casei, nu să se ducă în sat, se îmbrăcau în haine de sărbătoare ca să facă asta. Existau anumite norme care dovedeau că credința nu se formalizase atât de tare cât s-a formalizat, mă rog, în vremurile din urmă. Cu alte cuvinte, existau anumite valori morale în satul tradițional, care au fost, într-un fel, temelia acelor sate și implicit al noastră ca popor. Și care au rezistat. Și care au dispărut în astăzi. E, aici e problema. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista acel asasinat al colectivizării impus de regimul comunist? Cum ar fi putut evolua satul românesc dacă ar fi murit de moartea naturală? Pentru că progresul, în clipa în care istoria, a ajuns la limitele satului, a spart orizonturile, dacă vezi, mitologice ale satului tradițional. Asta e toată problema, domnule Palăr. Dacă ar fi murit de moarte naturală, asta ar însemna, ar fi însemnat că și-ar fi făcut, și-ar fi transferat valorile esențiale spre societatea succesoare? O parte. Pentru că dacă mă uit în Franța, bună oară, sau în Germania, care mai păstrează din structura rurală, în sensul că Germania este o țară necentralizată. N-au avut niciodată sate. Au avut... Nici Franța, nici Germania. Au avut sate din punct de vedere administrativ. N-au avut sate din punct de vedere al mentalității, al spiritualității, al sufletului. Satul românesc a fost ceva cu totul special. Dar acest ceva cu totul special putea supraviețui. Întrebarea dumneavoastră era, problema satului românesc este o problemă economică sau e o problemă de destin național? E o problemă de destin național. E clar că asta e răspunsul dumneavoastră. Dar este și o problemă economică, pentru că economic... Nu știu dacă în al doilea rând. În al doilea. Am înțeles că asta e poziția noastră. Dați-mi voie să argumentez poziția contrară. Ferm. De ce s-a pus problema dramatică a țăranului român? Și de ce răscoala începe cu faimoasa scenă din tren, în care oamenii vorbesc ca de problema lor, de problema țăranului român? Pentru că era în primul rând o problemă economică. Era o economie de subzistență care, la contactul cu economiile de progres, care sunt cele capitaliste, nu făcea față. Nu făcea față însemna următorul lucru, că starea economica a satului era așa de căzută, încât starea morală a țărănimii era foarte... Sunt niște bețivi, țăranul nu muncește, țăranul e puturos, are dreptate arendașul să facă cu tare. Așa se punea problema. În urmare, problema satului românesc ca destin național trebuie înțeleasă în forma lui de existență fizică, pentru că fără trupul pe care îl avem, nu există niciun suflet care să subziste. Ori acest trup al satului tradițional sucombase la contactul cu economia concurențială de tip capitalist. Satul românesc era evident inferior ca economie, să zicem, stadiului de agricultor fermier. Nu se compară. Satul românesc tradițional practica o economie într-un fel autarhică.